Bună seara, doamnelor și domnilor! Bună seara și bun găsit la Wowbiz! E bine, se întâmplă tot mai des și se întâmplă tot mai grav. După celebrul caz pedofilul din lift, o nouă fără de lege zguduie statul român. Statul român din care fac sau au făcut parte și pedofilul și iată un criminal militar care și-a ucis cu bestialitate concubina. Durerea este de nedescris pentru familia Elenei Alexandra. Acum trebuia să vină acasă de la serviciu. Urlă îndurerată mama tinerei. A venit acasă, însă cu mașina funerară. Alexandra, o tânără de 25 de ani, a fost înjunghiată cu brutalitate până când și-a dat ultima suflare de iubitul ei militar în cadrul MAPN. Crima a avut loc într-un coafor, iar ucigașul cu sânge rece a sunat imediat la 112 să rămână în viață. De asta am sunat, le-a spus criminalul celor de la ambulanță. În casa victimei, durerea este de nedescris. Bunica tinerei abia își găsește cuvintele printre lacrimi. Mama, ce face? Nu, că e greu, nu știu, iară ca face. Nu putem să o mai pot, păi cum să nu plângă, mamă? Iară, dar nu mai știu cum s-o pot o lini, i-am dat și medicamente și nu poate să o stăpânească nimeni. Nimeni, mămică, e de criminal. Copiii ce fac acum? Unde sunt? Eu sus cu altcineva chiar de fiți la toată. Dar când venea de la grădiniță, când s-o ducea masa să ia, unde e iubita mea de mami? Și acum treabă, ce de ce plânge mama aia? Mama mea, de ce nu vine? Tinerei își strigă disperarea. Copila mea, nu mai mi-a adus nimeni, nu mai mi-a adus nimeni, criminalul. Criminalul i-a luat viața. I-a luat viața, criminalul. 4 ani de zile fata mea în China a trăit. Nu n-a ascultat deloc că ne spuneam. Alina lui mămica, vino acasă copilul meu. Și a zis, mămica mea, lasă-le că poate le îndrept, dar n-a avut pe cine. Avea mai multe aventuri, s-a scuzat militarul criminal în fața oamenilor legii. Nu e adevărat, nu e adevărat. În mintea lui că ăsta noi am văzut că e un om bolnav. Fata mea l-a iubit, l-a venerat, că altfel nu făcea copil cu el. Nu făcea copil cu el. Degeaba, mă mir, nu știu, stau și mă întreb cum a trecut destinii. Cum? Avea dosar penal? Că l-a prins cu mașina pe la Buftea. Și a fost pitit dosarul. Și a fost pitit dosarul și câte câte. Și a omorât-o cu bătaia. M-a dus acasă, fata mea s-a dus înapoi, i-a dat șansă. El nu i-a mai dat fetele mele. Dar i-a mai dat la copilul meu. Ieri când ați vorbit cu ea ultima dată? Ieri ultima dată m-a sunat de la servici că a fost de zi. Și i-am spus, ce faci, mămică? Ce să fac, bunică, mă venera, mă iubea fata mea, că am făcut-o cu drag. Și a spus, bunii, zi, mămică, vezi că vine tăticul tău să te ia, că o urmărea și la servici când ieșea și când intra. Și a zis, zice, vine tăticul să mă ia. Tăticul ei a intrat înăuntru să ia bunuri la copiii ei, că a vorbit cu ei la telefon când a venit de la grădiniță. Și când a ieșit? Și când a ieșit, tăticul ei era la casă și a știut că, adică a auzit salvarea acolo. Dar n-a știut că e vorba despre copilul ei. Criminalul îi lăsese viața. Îi lăsese viața, nu i-a dat nicio șansă. Aseară a spus că vom face la ambulanță pentru că ea vrea să trăiască. Cine vrea să trăiască? El a sunat la ambulanță. Dacă vrea să trăiască? Păi eu stau și mă întreb dacă tu vrei să trăiască. De ce ai luat viața cu atâtea lovituri de cuțit? De ce? De ce, fetele mele, de ce nu i-a mai dat o șansă? O înțepai în picior, o înțepai în mână. Dar nu i-a dat nicio șansă. El chiar a vrut să ia viața.
în pământ. Militarul criminal era un împătimit al jocurilor de noroc, iar disperarea a pus stăpânire pe el. O șantaja, arunca fata mea pe toate cutiile de pantofi, a avut numai semne de amenințare. Am ales să plec departe, e vina mea, asta e clar, sau așa cred eu. Îți doresc tot binele din lume și să ai parte de fericire și de ce e mai frumos pe lumea asta. Cum ai zis, consecința faptelor mele, sunt bărbat și renunț pentru că nu vreau să merg la pușcărie. Să nu uiți niciodată că te-am iubit foarte mult și pentru că te iubesc foarte mult o să ies din viața ta așa cum vrei tu. Mulțumesc foarte mult că m-ai trezit la realitate. Nu am mâncat nimic de când ai plecat. Am slăbit 5 kg. Să-l porți cu încredere alături de un bărbat adevărat. Ai grijă de tine, viața mea. Și am spus, mămică, hai la poliție. Pe cutiile de pantofi, pe capace. Scris cu marker negru, fetele mele. Tot felul de cuvinte. Femeia a lăsat în urmă doi copii care întreabă acum de ce mama lor nu mai vine acasă. Cu nepoțica ce faceți? Cum îi spuneți? I-a spus că mămica e numai. Mămica ei mă întreabă că m-a auzit strigând și cel mare are 6 ani. Și a zis, mamai, de ce o strigi pe mami? Zice, mami mea a murit? Și a spus Ștefania, așa mamaie că e la servici. Să-mi aducă bunuri, ca și a spus mămica ei. Că nu le lipsea la copii nimic, să ducea să împrumuta și le dădea. Mi-a rupt sufletul, mi-a rupt inima. Copila mea, sufletul meu, unde o mai găsesc? Unde o mai găsesc pe fata mea? Unde o mai găsesc pe fata mea, pe frumoasa mea, unde o mai găsesc? Nu. Copila mea, floarea mea! Uitați ce fată am avut! Ce la criminalul lângă ea! Și eu de câte ori deschideam și ponerul, nu vroiam să-l văd, că știam că e un criminal! Copila mea, mândra mea! Florine, mămică, de ce ai făcut treaba asta? De ce nu ai dat șansă, mămică, că ea ți-a dat mereu un 4 ani de zile? În loc să se întoarcă acasă de la serviciu, Alexandra a fost adusă cu mașina funerară. În curtea casei în care a copilărit, durerea și suferința sunt inimaginabile. Am urmărit-o pe mama Alexandrei, foarte îndurerată. Alături de noi se află Bărăgan Rodica, Dumitru, Ana Estera și Ana Maria Voicu. Dar și jurnalistul Mădălin Pribu. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Ați fost martore la tragicul eveniment. Sunteți angajate la acest salon. Da. Doamna Rodica. Da. De cât timp o cunoașteți pe Alexandra? Era prima dată că venea în salon. Deci ea nu mai venise până atunci? Nu, la mine nu. Dumneavoastră sunteți cea care îi făceați manicura, da, în momentul, ce s-a întâmplat? Da, exact. Și a fost pentru prima dată când și-a făcut programare la dumneavoastră? Sau? Da, pentru prima dată când și-a făcut programare la mine. Dar în salonul acela mai fusese? Mai fusese, da. Mai fusese la care dintre voi? La tine. Își făcea părul. Și o cunoșteai? O, da, cunoșteai din, de, copilărie. Din copilărie? Știai de toată această poveste? Nu. Știam că a fost căsătorită, divorțată, apoi recăsătorită, dar niciodată nu am discutat mai mult decât despre copii și atât, având și eu în viață. Dar nu-ți spunea că are o relație mai complicată? Nu, 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 nu. La noi în salon a venit ieri după foarte mult timp, ani de zile chiar. Mai fusese cu ani în urmă. Da. Și n-a vorbit niciodată de evenimentele astea care se întâmplau la ea acasă, de
nu este soț, e concubin. Părea pierdut așa, dar nu ne-a spus nimic mai mult. Îngândurată. Am întrebat-o de copii, mi-a răspuns și doar atât. Bun. Doamna Rodica, da. Spuneți-ne cum s-a întâmplat. În momentul acela, înțeleg că îi făceați manicura. Îi făceam manicura, deci în timp ce îi făceam manicura, practicamente ea a recepționat o telefonată și presupun eu că era de la el, fiindcă a deranjat-o. Spunea, te rog frumos să nu mă mai deranjezi, te rog să mă lași în pace și la un moment dat i-a închis telefonul. După care a avut conversația asta cu colega mea despre copilași. În mai puțin de 25 de minute, deci s-a petrecut toată acțiunea, a apărut el, a intrat în salon, nu știam că este concubinul ei, nu știam nimic. S-a oprit chiar la masa mea de lucru și s-a adresat ei. Ai văzut că te-am găsit? Voi unde vă aflați în salon în momentul acela? Eu eram la postul meu de lucru, la un metru și un pic de colega mea și colega mea era în spate la cealaltă masă de manicură. Între timp venise și tatăl ei să-i aducă niște bani pentru manicura pe care urma da. Să-și o realizeze. Deci era și tatăl în oraș. Era și tatăl în oraș. Companie, tatăl. În oraș. Companie. În oraș. Avem poza cu coaforul. Da. Da. La scaunul din jumătate mă aflam eu și colega mea la masa de manicură. Bun. Avem o schiță făcută. Martor 2. Doamna Rodica, sunteți pe scaunul unde scrie manicurist. Manicură, da. Manicurist. Acolo stăteam eu. Bun. La Martor 2 și ea pe victima, da, exact. Este făcută bine schița. Păi și tatăl doamnei unde? Tatăl a ieșit afară până s-a ajuns. I-a lăsat bănuții deci a venit, a lăsat bănuții și a ieșit. Da. Da. Nu. Și în timpul cei doi nu s-au întâlnit acolo. Cei doi nu s-au întâlnit în coafor. El a intrat pe ușa pe care o vedem în spate acolo? Da, este ușa. Deci, practic, sunt vreo 2 metri până la scaun. Și, practic, Alexandra era cu spatele. Da, da, exact cu spatele. Dar ea a apucat să-i spună tatălui ei? Nu. Adică tatăl ei a venit după ce a primit acel telefon? Sau a venit tatăl, a lăsat bani? Înainte. Înainte. Deci, prima a venit tatăl, după telefon. Care a început chemata de la el. Presupun că era de la el, fiindcă era I-a foarte I-a spus să o lase în pace, că nu-l interesează unde e ea și să o lase în pace. Da. Astea au fost cuvintele ei la telefon. Și a închis telefonul. Și a închis telefonul în secunda 2. N-ai întrebat-o nimic, având în vedere că erați prietene de atâta timp? Nu am întrebat-o, pentru că eu aveam treabă în momentul acela și chiar nu m-am gândit să aibă probleme de gen. Neștiind situația ei de acasă. Bun, ce s-a întâmplat mai departe? A intrat în coafor, în salon? Da, a intrat în salon, s-a apropiat de noi, destul de mult, chestiune de 15 cm, 20 cm, i s-a adresat ei, cum a spus, la care a spus... I-a cerut telefonul tot timpul acesta. Nu, ce cauți aici, Florine? Da. Te-am rugat să nu mă mai urmărești. Te rog frumos să mă lași în pace, Florine. A repetat de 3-4 ori numele lui. În care o ruga să o lase și să plece, să nu o mai urmărească, să-i dea pace. La care el, ea a zis, o să chem poliția și a luat telefonul după măsuța de lucru. El atunci s-a apropiat mai mult de ea. A încercat să ia telefonul. Ea a strigat la Ana, pentru că se cunoșteau. Da, te rog poliție, frumos, te rog. Sună la poliție. Voi în momentul ăsta ce făceați? Eu eram și ea lucra unghiile. Nu, eu mă opris. Dar înțeleg că totuși discuția era pe un ton mai destul de puternic, mai tare. Era o ceartă încă? Era speriată. Era mai degrabă o ceartă între doi de răgostiți, așa am înțeles. Deși... O discuție mai aprinsă. El încă era violent? Nu. Sau prin... Nu. Prin gesturi, revestea. Nu. Decât a întins mâna către mâna ei să ia telefonul. Și ea i-a zis, lasă-mă, Ana, te rog frumos, sună la poliție. Și a întins telefonul colegei mele. Da, mi-a zis, vă rog frumos să sunați noastră cu telefonul meu. Și l-a întins spre mine. În momentul ăla el și-a băgat mâna în geacă, a lăsat un pic din fermoar, pentru că fermoarul nu era ridicat, era undeva la nivelul ăsta. Și a scos cuțitul. Atunci am mărmurit, nu-mi venea să cred. Și a zis, mă omoară. Ajutor, mă omoară.
și el a înfipt în inimă, în piept. Deci totul s-a întâmplat foarte repede. Deci erați la 20-30 de centimetri? Da, de... foarte aproape. Eram la distanță foarte aproape unii de alții. Deci grupul ăsta de trei, eu și ei doi. Și totul a făcut-o natural? Adică nu s-au enervat? Totul natural. Enervat. Deci în timpul ăsta nu am apucat decât să zic că... Ce s-a întâmplat? Vă rog frumos să vă liniștiți. Ana, te rog, vino să mă ajut să... Când au început un pic m-am să se certe pe telefon. M-am dus către el, să iasă afară. Și când ea s-a apropiat și vrea și să-și pună să pun mâna pe el, pe umerii lui să liniștească, atunci el a scos cuțitul și Ana a zis, are cuțit, ne omoară, haide să fugim. Și am a fugit. A fost prima reacție. Cu telefonul în mână să sunăm totuși la poliție. Dar n-am putut să mai... Nu ne-au răspuns în primul rând. La 112 am sunat 10 minute în spatele salonului unde am reușit să fugim. Nu ne-a răspuns nimeni. A sunat la 112 și nu v-a răspuns nimeni? Da. De, timp de 10 minute a sunat la 112 și nu v-a răspuns nimeni. Deci ați fugit? Noi am fugit. Am fugit într-o anticameră. În spatele salonului. Da. Nu știu dacă ne-a fost frică. Cuțitul era foarte mare și... Cuții de bucătărie. Da, el începuse deja să dea în ea. Cât de mare era cuțitul? Un cuțit de bucătărie destul de mare. O lamă destul de mare. Și prima lovitură sau un momentul în care... Aici e noastră. Dumneavoastră erați încă acolo? Ea era la masă. Eram la masă, deci s-a întâmplat foarte repede. Nu... Și nu m-am așteptat. Când a scos cuțitul, deja el l-a plantat în el. Nu mă așteptam la asta. Nu mă așteptam să aibă un cuțit. Nu n-a mai zis nimic? N-a mai... N-a strigat după adică ceva? El? A, el înainte nu. Să... Nu, nimic. Nu, el a fost de foarte puține cuvinte. Nu... În afară de dăm telefonul, ia telefonul, te-am găsit și asta nu. Și nu a fost violent, nu a urlat, nu a... Era destul de... Senin. Da. De ce spuneți că a fost premeditat? Pentru că s-a dus în piață și a cumpărat cuțit, din ce am auzit de la poliție. Și avea un cuțit la el. Și avea un cuțit la el, deci nu vii să te cerți cu cineva fără să premeditezi, înainte să o omori sau... Și a vrut doar să o sperie, astea au fost cuvintele lui. De după ce am aflat din interviu pe care l-a acordat către presă. A vrut doar să o sperie, lovind-o, lovind-o de 17 ani. Da. Ce s-a întâmplat anterior? Ați reușit dumneavoastră? Ce ați făcut? Pentru că erați acolo. Eu m-am ridicat, eram speriat, m-am dat înapoi că vream să fug. Deși l-am văzut când a lovit-o, am reușit să fug după ele. Am stat acolo chestiune de 2-3 minute în care o auzeam că cerea ajutor. Săraca, dar n-am avut curajul să ieșim. Am ieșit în momentul în care ușa s-a trântit, da. Și am auzit că... Adică ne-am dat seama că el nu mai e. Că intrase altcineva, deci speram să... Am presupus că el nu mai e acolo, dar nu puteam să mai stăm să vedem cum... În timp ce era lovită cu cuțitul, ea în continuare striga după ajutor? Foarte încet. Ea a strigat ajutor și când am ieșit și am mers la ea, era jos. Avea cuțitul înfipt în celular și îl ținea încă în celular. Lama cuțitului desprinsă de mânerul cuțitului, de se rupsese. Da, mânerul era rupt. Probabil că dacă mânerul nu se rupea, continua să lovească. Da. În scurt timp o să intrăm în legătură și cu părinții Alexandrei. Ați ieșit? Am ieșit. Ea era căzută? Am început să țipăm. Eu am mers la ea, am încercat să o ajut. Alexandra, te rog, Alexandra, trezește-te. Pentru că își dădea ochii peste cap și nu mai putea. Deja sângele țâșnea, ajută-mă, dar un ajută-mă foarte slab, nu mai avea putere să... A venit un domn tot timpul ăsta care o cunoștea și a spus că o cunoaște pe mama ei. Și a încercat să spună mama. Da, a încercat să spună dar mama și nu mai avea forță. Dar avea sânge în gură, nu mai putea să vorbească. Era, nu știu dacă mai avea sens fata. I se învinețise și corpul la un moment dat, deja nu mai avea niciun semn vital. Cei de la ambulanță au venit totuși destul de repede după ce... Nu, destul de greu au venit cei de la ambulanță. Am sunat la poliție între timp au venit să vină, mai târziu de 10 minute, deci n-au venit destul de repede. Dar cine a sunat până la urmă? Cine nu știu de care a fost chemata care a ricevut-o, pentru că în timp ce o ajutam pe ea, ieșeam de continuu afară, și urlam, vă rog frumos să chemați ambulanța. Erau foarte multe persoane care și încercau. Foarte mulți au încercat să cheme ambulanța și poliția. Nu știm care a fost ricevută. Eu personalmente nu. Se bănuiește că ar fi sunat chiar el.
A sunat el, da. A sunat și el, dar între timp și noi. A sunat din taxiul el. Când a văzut că deja e grav ce a făcut. A sunat și el. Poate chiar a lui a fost ricevută prima. A lui, a noastră, nu știu. Și a plecat și a lăsat-o acolo. Da. Tatăl, la cât timp a apărut după? După ce a venit poliția. A poliția. Tatăl. Deja o losese. Deja o losese, da, de la noi. Nu mai era. Pentru că dânsul nu știa ce se întâmplă. Adică nu avea de unde să știe ce... Iată că o zi liniștită, nimic nu prevestea să se întâmple era așa ceva. Era ultima clientă. Colega mea chiar zise cum era o zi destul de liniștită. Deci, probabil a zis o să plecăm o oră mai devreme. Și am zis nu putem să plecăm pentru că am manicura asta și durează. Deci chiar... O oră și. Și da, nu ne așteptam la asta. Eu nu mă așteptam la așa ceva. Simtamente. Părerea mea este că a fost clar premeditat, da. A stat, a urmărit, acum fac niște legături, că spuneați că era ultima clientă, nu mai era lume în multă lume oricum în salon. Nu l-a interesat faptul probabil că l-a a și văzut acolo, pe tatăl ei că, a intrat, nu că a venit saluta, și a plecat. Nimic. El pe noi ne-a evitat total, și deci n-a ținut cont de niciun cuvânt spus. Eram toate în salon, deci dacă ținea cont de persoane, nu ar fi făcut gestul ăsta. Nu cred că conta. Și plus că era, mai era o chiar oră de vârf. Băiat la tuls, deci eram patru persoane în salon. A, deci mai era și un client. Da, mai un client. Un client. Care n-a apucat nimeni să se... Nu, și clientul a fugit. A fost fracțiune de secundă, ea deja era lovită. El a fost chitit să facă asta. Cât a durat atacul? 2 minute. Mult. Deci de când a intrat și până a atacat, 2 minute. Nu mai mult. Foarte repede. Da. Conversația foarte scurtă. În scurt timp vom intra în legătură și cu părinții Alexandrei. Colega noastră, Mădălina, este acolo, alături de ei. Mădălin, sunt o grămadă de întrebări la care nu știu dacă o să ai răspunsul, dar eu sper să-l ai. Și cu dumneavoastră mai vreau să mai vorbesc, dar ne revedem în câteva momente.